ce tu mă roghezi, mire pral, mire penea, miștoara cleam tu mensaren. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Și eu m-am născut în România. Zita, abia am așteptat să înceapă emisiunea ca să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat. Ia zi. Fii atentă, mă îmbrac frumos, ies din casă, să vii spre treabă încoace și știi că la mine acolo trece tramvaiul. Da, ia stai puțin. Dragi prieteni, vreau să vă mulțumesc pentru like-urile de săptămâna trecută. Așadar, intrați din nou pe pagina de Facebook a emisiunii noastre, dați în continuare multe, multe like-uri și opinii despre ceea ce vedeți în emisiune. Așa, zici, când am traversat, să merg pe partea cealaltă, să merg după colț, să iau un taxi de acolo, să vin mai repede cu taxi. Ia stai puțin. Dragi prieteni, urmărim titlurile ediției de astăzi, după care revenim să vedem ce vrea să ne înseamnă. A revenit, da? Felicitări! La Inforum aflați câți funcționari au fost instruiți în domeniul antidiscriminării într-un proiect al CNCD. Tot astăzi vă dăm și detalii despre realizarea actelor de proprietate pentru 100 de familii de rom din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea. Invitatul ediției în platoul emisiunii la rubrica Lounge cu Rom este Ilie Dincă, membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Cine pe cine discriminează în România, conform cel mai recent sondaj solicitat de CNCD, dar și ce trebuie să conțină o petiție, acestea și alte informații la Lounge cu Rom. O pasiune care învinge greutățile și o copilărie pictată cu speranță. Descoperim astăzi povestea impresionantă a Cristinei Banu la rubrica Romul care schimbă lumea. La chestiuni rome mergem la pas, din casă în casă, în comunitatea de rom din Vidra, județul Vrancea. Aproape de ora prânzului servim muzică pe săturate. Așa, și îmi povestești tu, mă, ăștia sunt informați, Zita, că toată impresia că au făcut facultăți, în sfârșit unii dintre ei. Așa. La un moment dat, din vorbă în vorbă, ajunge la chestia cu romii, neromii, așa. Și el mi-a zis, domne, rom sau român, pentru mine nu contează. Omul să fie om. Corect. Și în momentul ăla zic, domne, schimbă traseul, că ai luat-o iar pe traseu greșit. Și? Bagă ăsta, omul, bagă între a treia, schimbă, face la fel. Stai puțin, Sorin Sandu. Vreau să văd neapărat rubrica Romul care schimbă lumea. Și te-ai gândit de la mine cu romul? Da, pe bune revenim la tine și-n poveste. Dar nu mă mai întrerup. Nu te mai întrerup. Hai că mai am puțin și ajungem la final. Romul care schimbă lumea. Thank you.
tu la prima sărutare, am depus același jurământ. N-am crezut că dragostea e o floare ce se scutură la primul vânt. Eu și tu la prima sărutare am depus același jurământ. N-am crezut că dragostea e o floare ce se scutură la primul vânt. Te-am iubit numai pe tine, am crezut că va fi bine și de aceea mi-mi pare rău. Oh, te-aș ierta, dar nu mă lasă inima ce-mi spune iară că am iubit prea mult și-am suferit. Te-aș ierta, dar nu mă lasă inima ce-mi spune iară că am iubit prea mult și-am suferit. Mă trezesc din somn și încep să plâng. Și de aceea în fiecare seară eu adorm mereu cu tine-n gând. Raza lunii de pe cer coboară, mă trezesc din somn și încep să plâng. Că va fi bine și de aceea mi-mi pare rău. Oh, te-aș ierta, dar nu mă lasă inima ce-mi spune iară că am iubit prea mult și-am suferit. Te-aș ierta, dar nu mă lasă inima ce-mi spune iară că am iubit prea mult și-am suferit. Să vezi ce amară e iubirea cu altcineva când ești schimbat. Îți doresc să simți și tu durerea dorului în suflet ce-ai lăsat. Ca să vezi ce amară e iubirea cu altcineva când ești schimbat. Am suferit, n-aveam ce face, am crezut că te-o întoarce, orice-i spune acum e deprisos. Oh, chiar dacă îmi ies de noapte, inima din piept îmi bate, îmi strâng perna-n brațe și iar plâng. Chiar dacă îmi ies de noapte, inima din piept îmi bate, îmi strâng perna-n brațe și iar plâng. Așa, Sorin, continuă ce vrei să-mi spui. Am urcat în taxi. Da. Așa. Nu mă așez bine pe bancheta din spate, da? Că eu de obicei acolo stau. Ăsta pornește și începe să spună: domne, știi ceva, că te cunosc, uite, știi ce se află aici, uite, și să-mi dea informații, informații. Ia, taci puțin. Deci, fii atent, urmărim acum cele mai adevărate știri cu și despre Rom. Inforom, adică, da? Corect. După care revenim să-mi povestesc.
dragi prieteni, Info.ro. Deci curioasă ce vreau să spun, nu? Logic. Formare în domeniul antidiscriminării, egalității de gen și al drepturilor persoanelor cu dizabilități s-a numit evenimentul care a avut loc zilele trecute în București. Proiectul este inițiat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în colaborare cu Ministerul Agriculturii și este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Este un eveniment fericit pentru noi pentru că este o conferință de închidere a proiectului de formare a funcționarilor care lucrează în unitățile de management, în organizații intermediare de management în domeniul nediscriminării, egalității între femei și bărbați și a protecției persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării. În România foarte puține proiecte sunt duse până la capăt și acesta este unul dintre ele, în care într-un timp foarte scurt de un an am conceput și am implementat acest proiect pentru a îndeplini o condiționalitate ex-ante în cheltuirea fondurilor structurale pe perioada 2014-2020. Organizatorii susțin că, în cadrul proiectului, au fost 3 module de formare, durata unui modul fiind de 5 zile. La fiecare dintre acestea au participat peste 600 de persoane. O cerință expresă a fost formarea de personal în domeniu, formarea celor care lucrează pe fonduri structurale, celor care concep ghidurile, celor care lansează ghidurile, evaluează proiecte, monitorizează implementarea proiectelor și fac o evaluare finală. Desigur, este un câștig și pentru participanți, pentru că sunt funcționari publici mult mai competitivi, pentru că cunosc acest domeniu. Mă bucur că avem această posibilitate de a da mai multe informații vis-a-vis de legislația antidiscriminare pentru societatea românească. Este nevoie de astfel de cursuri, de astfel de informări, de astfel proiecte în plan regional, dar foarte mult va trebui probabil să ne axăm în plan local. Organizatorii susțin că astfel de proiecte vor mai avea loc și în perioada următoare. Noi continuăm această activitate și cu alte categorii profesionale. Dorim să explorăm posibilitatea de a aplica pentru un proiect pe dezvoltarea capacității administrative, astfel încât instituția și zona de administrație publică să crească în acest domeniu. O sută de familii din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea, vor putea avea acte de proprietate pentru casele în care locuiesc. Proiectul destinat romilor, Șanse egale pentru drepturi egale, beneficiază de finanțare nerambursabilă din partea Guvernului României. Acțiunea este inițiată de reprezentanții Agenției Naționale pentru Romi, în colaborare cu alte organizații neguvernamentale care apără drepturile minoritarilor romi. La Slobozia Bradului anul 2014 a fost tot un proiect asemănător cu acesta. Acum este așezarea terenurilor a comunităților de romi care beneficiază de acte de proprietate, 100 de familii. Suntem în a doua tranșă a proiectului, continuarea celui din anul 2014, care au beneficiat 115 familii. Actualmente beneficiază 100 de familii. Există firma de cadastru care se ocupă pentru măsurarea terenurilor și întabularea acestora. Autoritățile locale speră ca actele caselor să fie finalizate până în luna decembrie a acestui an. La noi, în comuna Slobozia Bradului, se derulează un proiect de acte la locuințe. Este un proiect de 100 de dosare, s-au făcut, deja a început lucrarea la acest proiect. Am măsurat aici și mi s-a făcut acolo actele pentru măsurătoare care mi-a măsurat aici. Foarte bine să aibă fiecare actele lui, să fie proprietar pe terenul care îl are și cred că așa este bine întotdeauna să știe omul să plătească dările, să facă ce plătește. Reprezentanții romilor intenționează ca, după cuantificarea rezultatelor acestei acțiuni, care se adresează unui număr de 16 comunități, să fie înaintată guvernului și o propunere prin care proiectul să devină unul național.
Anul acesta, alte 600 de gospodării locuite de cetățenii români de etnie romă au mai intrat gratuit în legalitate. Sibiu, Buzău, Ilfov și Târgu Mureș sunt doar câteva dintre județele unde reprezentanții Agenției Naționale pentru Romi au implementat acest proiect pentru soluționarea problemei actelor de proprietate. Proiectul de lege care prevede scutirea angajatorilor de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate pentru încadrarea tinerilor între 16 și 29 de ani a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale. Acesta a fost unul dintre cele trei puncte de pe ordinea de zi a Comisiei în ședința din data de 20 octombrie. Celelalte două propuneri dezbătute au fost propunerea legislativă pentru completarea legii numărul 254 din 2013, privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011. Toate cele trei propuneri au primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi. Ședința a fost condusă de deputatul Nicolae Păun, președintele Comisiei. Știați că unul dintre cele mai vechi și mai bine realizate horoscoape din lume este cel țigănesc? Chiar dacă este mult mai puțin cunoscut în zilele noastre decât horoscopul european, decât cel chinezesc sau decât cel natal, acest sistem de a prezice viitorul citind în stele și în zodii era foarte apreciat în urmă cu sute de ani. Nomazi prin definiție, romii au avut șansa de a cunoaște multe culturi și poate tot atâtea forme de misticism. Totuși, horoscopul țigănesc este inspirat din elemente palpabile și este, spun cunoscătorii, cât se poate de pragmatic. Pe scurt, horoscopul țigănesc are tot 12 zodii, iar în ordine acestea sunt cupa, capela, pumnalul, coroana, sfeșnicul, roata, steaua, clopotul, moneda, cuțitul, toporul și potcoava. Fiecare dintre zodiile horoscopului țigănesc durează aproximativ 30 de zile ca și în cazul horoscopului european, care este cel mai des întâlnit în zilele noastre. Conform zodiacului țigănesc, se pare că aceia care s-au născut sub semnul cupei, adică între 21 ianuarie și 19 februarie, au o intuiție foarte bună, sunt flexibili și muncitori, dar mereu neliniștiți. În schimb, cei născuți între 23 septembrie și 22 octombrie se află sub semnul monedei în horoscopul țigănesc și se spune despre ei că sunt firi joviale, deși manipulatoare, și că au succes la bani în anul pe care tocmai îl traversăm. Ca un alt exemplu, cei născuți între 22 decembrie și 20 ianuarie se află în zodia potcoavei, persoane norocoase și harnice, adeseori invidiate de ceilalți, după cum spune chiar horoscopul țigănesc. Cine pe cine discriminează în România? Conform cel mai recent sondaj solicitat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, analizează răspunsurile invitatului ediției Ilie Dincă, membru în Colegiul Director al CNCD, în câteva momente la Un Ceai cu Rom. Așa, zi mai departe. Așa, deci am urcat în taxi, ăsta îmi dădea tot felul de informații. Uh-huh. La un moment dat îi zic, domne, facem la stânga, la următoarea intersecție. Mergem, ajungem la intersecție, el face dreapta. Păi ce faci, domne? Păi ne-ai zis, domne, să facem la stânga. Corect. Păi da, păi și-a făcut stânga. Nu știu cum vede el bine. În sfârșit am zis, hai, gata, reconfigurăm traseul ceva mai târziu. La un moment dat îmi zice, domne, au deschis ăștia o ceainărie pe aici. Stai puțin, Sorin, să țineți vorba. Fii atent, bem un ceai cu Rom împreună cu invitații noștri și a Irinei Ursu, după care revenim la tine să ne mai povestești. Dragi prieteni, la Un Ceai cu Rom. Și revenim.
Bună dimineața tuturor! Ne regăsim la o nouă ediție a rubricii La un ceai cu rom și discutăm astăzi despre un subiect care adesea este considerat delicat pentru țara noastră și anume discriminarea. Vorbim despre noțiuni cum ar fi rasismul, vorbim despre noțiuni cum ar fi petiții la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării sau organisme care pot să ajute victimele discriminării, dar dincolo de ce înseamnă corectitudine politică sau termeni tehnici, vrem să aflăm unde se situează țara noastră la acest capitol și ce înseamnă toți acești termeni, repet, tehnici. Pentru acest lucru l-am invitat alături de noi pe domnul Ilie Dincă, membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Bine ați venit! Salut, bine v-am găsit! Dumneavoastră și, bineînțeles, telespectatorilor dumneavoastră, și aș vrea să fac o completare de la început. Vă rog. Nu numai pentru România este un subiect delicat și chiar la întregul Europei, nu de alta, dar am avut de curând o întâlnire cu președintele și nu numai Comisiei ECRI și chiar s-a evidențiat foarte mult acest lucru că la nivelul întregii Europe și tocmai de aceea s-a încercat a se face anumite analize asupra diferitelor forme de discriminare la nivelul țărilor la nivelul Europei. Ați amintit despre această întâlnire, este vorba despre Comisia Europeană din cadrul Consiliului Europei pentru combaterea rasismului în Europa și exact, a discriminării. Sigur că da. Titulatura este mai amplă, dar în fond despre asta este vorba și există un al treilea raport al acestei comisii privitor la România care spune că s-au înregistrat progrese, dar ca de fiecare dată există un totuși. Uneori lucrurile stau bine, totuși mai sunt multe de făcut. Trebuie să recunoaștem acest lucru, că în țara noastră procentul de segregare pentru romi, în special în școli, s-a diminuat față de Cehia sau alte țări care clar au un procent foarte mare de discriminare, de segregare nu numai rezidențială cum este la noi, dar segregare de facto pentru comunitățile de romi. Și există acel totuși, totuși, sau dar, în raportul... Totdeauna, virgula, într-adevăr, pune accentul sincer real. Pentru că trebuie să recunoaștem că încă există discriminare, există diferite forme de discriminare, în primul rând vis-a-vis de romi. Și aici o să vorbim probabil pe parcursul emisiunii și de acele strategii care se vor face în următoarea perioadă, dar și anumite statistici care s-au evidențiat și aici probabil că va trebui să discutăm mai mult. Să rămânem puțin la această întâlnire care a avut loc la București de curând. Da, un organism internațional a venit în România, a prezentat un raport, a avut parte de suportul autorităților publice clar, din țara noastră. Clar, pentru că a fost făcut împreună cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Și în acest raport ni se spune la capitolul acela, totuși, insultele publice și defăimarea pe motive de discriminare rasială nu sunt interzise prin lege. Acesta este un punct negativ pentru țara Este noastră. Un punct negativ și tocmai în momentul de față se încearcă, de fapt este în Parlament deja, o inițiativă parlamentară tocmai pentru a încerca a se corela legislația românească cu legislația internațională și inclusiv pe acest text de lege, text al defăimării, se încearcă să se reforma și chiar am avut noi câteva amendamente la această lege, propunere de lege, bineînțeles, și le-am corelat într-adevăr cu cartele și cu pactele și cu celelalte legislații internaționale. Aceștia sunt pașii favorabile evidențiați pe care evidențiați, România i-a făcut. Foarte mult s-a pus în această discuție și zic eu că a fost benefic și chiar noi am preluat în raportul nostru acele puncte negative sau să zicem alte nuanțe ale discriminării
individualizate de societatea civilă. Pentru că la această întâlnire au fost pe lângă reprezentanții instituțiilor statului, inclusiv procurori, judecători și celelalte instituții, bineînțeles, a fost și societatea civilă. Și chiar s-a pus amprenta pe acest lucru și zic eu că în continuare, cum se spune că este câinele de pază al societății, într-adevăr au avut câteva intervenții foarte bune și chiar a pus în evidență ceea ce s-a făcut, deci și lucrurile bune ce s-a făcut în această perioadă după raportul respectiv, dar și ce ar trebui să reformăm, să zicem, în legislația privind discriminarea la nivel național. Să reformăm de-a dreptul sau să aliniem la standardele europene, pentru că aici, și aici mai sunt pași. Da, așa este, să le și aliniem, dar iarăși un lucru foarte important s-a pus în evidență și aici chiar trebuie să spunem acest lucru, că și la noi în țară, noi într-adevăr avem o legislație foarte bună. Implementarea într-adevăr lasă puțin de dorit și aici asta spuneau printre altele cei din societatea civilă, că este nevoie pe de o parte de o informare vis-a-vis de această legislație, dar pe de altă parte și hai să spunem cursuri pentru judecători, pentru procurori privind această legislație antidiscriminatorie. Și atunci cred eu că pe viitor, în următoarea perioadă, deci noi vom avea și o strategie ulterioară pe care vom corela conform acestor acești indicatori pe care au ieșit din acest raport ECRI și sperăm noi că vom fi în concordanță cu legislația internațională. Vorbeați despre informare, este una dintre recomandări, da, că ar trebui să se știe ce înseamnă discriminare, ce ai voie să spui și să faci și ce nu ai voie. Dați-ne câteva exemple, ce nu ar avea voie politicienii, ce nu ar trebui să spună. Aici avem foarte... Vă întreb, este o întrebare foarte serioasă, de ce? Pentru că, pe de o parte, avem această recomandare din partea Consiliului Europei, da? Și anume grija ca în spațiul public persoanele cu putere de decizie să vorbească așa cum trebuie, și anume fără a folosi insulte invective, care exact să facă trimitere la etnia, apartenența etnică și așa mai departe, culturală rasial, a unei persoane. Și așa mai departe, da? Și pe de altă parte, avem un sondaj pe care CNCD l-a solicitat, care ne arată că percepția publică în acest sens este că politicienii discriminează cel mai adesea și avem 59 dintre persoanele intervievate. Exact, asta mă uitam și cred la procent. Cred că politicienii discriminează în România, dar... În primul rând, pe lângă ceilalți a doua, știți că sunt funcționari publici, da? Dar hai să o luăm așa, apropo de definiția discriminării. Și luăm definiția clară. A discrimina înseamnă a diferenția, a trata diferit două persoane sau două situații atunci când nu există nicio distinție relevantă sau a trata într-o manieră identică două sau mai multe persoane sau situații. Plecând de la acest lucru și zic eu că ar trebui să înțeleagă toată lumea că aceste petiții care trebuie să vină în urma diferitelor forme de discriminare trebuie să aibă în componență anumite părți pentru a putea lua în discuție orice petiție. Pe de o parte avem trebuie neapărat numele, domiciliu și reședința petentului, numele, reședința reclamatului, obiectul petiției este foarte important și ceea ce ne-am confruntat în ultima perioadă de foarte multe ori, criteriu. În această petiție trebuie să existe criteriu de rasă, naționalitate, sex, handicap și așa mai departe. Și pentru că sunteți diplomat și ați ocolit puțin întrebarea, revin, ce nu ar trebui să spună politicienii? Pentru că am avut exemple de-a lungul timpului, dar să ne spuneți dumneavoastră, unde ar trebui să fie mai atenți când țin discursuri publice? În primul rând, a nu mai pune în prim plan apartenența etnică, apartenența
la un handicap, pentru că aceste două am avut în ultima perioadă foarte multe astfel de petiții. Am avut și apartența la un grup, hai să spunem, de SIDA, care au îmbolnăviri SIDA, HIV și altele, și bineînțeles la sex foarte mult. Pentru că am avut și avem în continuare câteva petiții în derulare, în ultima perioadă foarte mult s-a pus accent pe sex. Apartența la sexul petiționarului, să spunem. Discriminarea de gen, există în România. Țară. Și o să vă dau un exemplu, să-mi spuneți dacă îl considerați că se încadrează. Un anunț de angajare care spune în felul următor: acceptăm sau așteptăm fete tinere, harnice, care nu vor să muncească pentru o șefă care se crede cea mai sexy femeie din lume, dar acceptă un șef nebun și care vor să se îndelenicească ele, fetele tinere, da? Harnice, cu cea mai tânjită meserie din lume. Este vorba despre ofițeri de relații publice. Și aici citesc dintr-un anunț care este public, circulă pe site-urile de profil, de socializare, deja, cu anunțuri de angajare. Deja sunt foarte multe forme de discriminare. Și aici avem și pe bază de sex, pe bază de gen. Bineînțeles că apartenența la una din slujbele, îndelnicirile care le-a spus dumneavoastră, și în ultimul rând, bineînțeles, funcționarii publici. Deci avem o multitudine de forme de discriminare și cred că ar trebui respectiva persoană deja, care se consideră discriminată, deja să ducă, să elaboreze, să scrie o petiție și să vină cu ea la Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Avem destul de multe anunțuri încă unde este precizată apartenența la etnie, dar exclus rom, sau este specificat genul persoanei. Angajăm femei, angajăm fete sau angajăm băieți. Și pe vârstă, iarăși. Și pe vârstă. Că una dintre forme de discriminare a fost ce a spus dumneavoastră și vis-a-vis de vârstă, pentru că și vârsta este foarte importantă. Nu ai voie, nu este conform legislației românești, în primul rând, nu avem voie să facem această discriminare pe bază de vârstă. O persoană care se simte discriminată și se regăsește într-o astfel de situație, spuneți că poate să vină la CNCD să înainteze o petiție. Dar în primul rând trebuie să se uite pe site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru că acolo avem o procedură, da, care cuprinde foarte multe și este foarte important să răspundă criteriilor pe care le avem noi în procedura respectivă, tocmai pentru a nu pierde timpul. Pentru că dacă nu există un criteriu sau nu există obiectul acestei petiții, suntem datori, suntem conform procedurii interne să cerem acest lucru, bineînțeles, și aici mai durează probabil încă 2-3 săptămâni, și de aceea zic eu că este bine inițial se uită pe site-ul CNCD-ului să vadă care este procedura internă, ce trebuie să cuprindă o petiție, și după aceea, bineînțeles, să ceară lămuriri eventual la noi, la secretariat, pentru că îi se pot da foarte multe indicații vis-a-vis de completarea acestei petiții. Câtă putere are Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în condițiile în care sunt birourile din București, mai sunt două birouri regionale, amenziile, o să vă rog să mă corectați dacă greșesc, dar nu sunt foarte mari, adică până la urmă se pot plăti, se pot achita, nu sunt ceva care să sperie așa foarte, foarte tare. Și repet, câtă putere are CNCD atunci când... Ce se gândește lumea? Se uită la cazuri care au fost respinse în instanță, întoarse. Și atunci ce se întâmplă? Cred că deja dați o tentă spre un anumit caz, dar nu realizez foarte bine. Primarul, dar este bine cunoscut, așa. Primarul care a întors un caz în instanță în favoarea lui și nu a mai vrut să plătească o amendă. Dar lăsăm cazurile. Speța, da, bineînțeles că nu trebuie să ne referim neapărat, dar
Zic eu că trebuie să avem în vedere, întrebarea dumneavoastră poate că ar trebui puțin nuanțată. Haideți, încercați răspunsul nuanțat. De ce ziceți dumneavoastră că este nevoie? Asta vă întrebam, pentru că din afară pare așa că CNCD îndeplinește niște sarcini, dar nu are instrumentele cele mai bune pentru a le realiza. Instrumentele le are, dar trebuie să în același timp să ne raportăm la quantumul venitului unei persoane din România. Pentru că quantumul știm foarte bine, acesta este quantumul acestei amenzi, corelate cu venitul mediu pe economie. Și atunci nu avem cum să dăm mai departe aceste amenzi mai mari. Dar aceste amenzi pentru o persoană care este, hai să spunem, normală, indiferent la nivelul mediu, să zicem, cel puțin la nivelul mediu, pentru că politicienii își pot permite acest lux, poate. Dar, de obicei, noi în fiecare petiție unde avem astfel de cazuri de discriminare, au obligația să prezinte, să dea această hotărâre în diferite ziare sau pe anumite site-uri. Și atunci clar le scade acel procent pe care l-are politicianul respectiv. Amenda poate că nu este mare, cu toate că depinde și aici. Dacă este vorba despre o persoană, amenda este mai mică, până la 300. Dacă este mai mare, deja se duce până la 60.000 și atunci este mult mai mare. Și chiar și pentru societate este foarte important dacă este vorba de o discriminare colectivă, care face atingere unei colectivități, unei etnii. Și aici, bineînțeles, se face la fel gradual. Nu ai cum să dai de prima dată o amendă foarte mare. Depinde dacă fapta respectivă, într-adevăr, atinge mai multe forme de discriminare, cum ați dat dumneavoastră exemplu mai devreme. Și atunci, într-adevăr, trebuie să iei atitudine. Dar bineînțeles că avem de prima dată acea, în cazul în care este o contravenție, acel avertisment care dă, într-adevăr, posibilitatea celui care discriminează să își revină, pentru că până la urmă asta încercăm noi, să diminuăm aceste fapte de discriminare. Nu neapărat aceste amenzi sunt foarte importante, ci faptul că trebuie să realizeze ca discriminat și pe viitor să nu mai aibă asemenea fapte de discriminatorii. Cumva ca radarul așa, adică intenția nu este neapărat de a da o amendă, ci de a-i face pe șofer să circule regulamentar. La fel cum este și știți foarte bine, apropo de pușcării și a se încerca se pune în slujba societății până la urmă acea persoană care a greșit sub diferite forme. Este valabil și, bineînțeles, și în cazul de față. Rămâneți alături de noi. La Un Ceai cu Rom, discuția continuă. Pentru că vorbeam la începutul acestei discuții despre sondajul de opinie pe care CNCD l-a comandat, da, referitor la percepția populației din România cu privire la discriminare, la fenomenul de discriminare. 87% dintre persoanele intervievate au declarat că au auzit despre acest fenomen. Deci, iată, este un termen care circulă în spațiul public, în discuțiile publice, dar sunt cumva răspunsuri contradictorii. Pe de o parte, se consideră, iată, aproape două treimi dintre respondenți consideră că minoritățile au aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni ai României, dar dacă ne uităm la alte seturi de întrebări, aflăm că foarte discriminate sunt persoanele de etnie romă, de exemplu. Iată, avem minorități. Într-adevăr, apropo de tipurile de discriminare, discriminarea pe criterii de etnie este considerată ca fiind adresată cu prioritate. 44% mă uit în acest dintre cei intervievați spun că pe bază de etnie, ceea ce spuneați dumneavoastră. Aproximativ 28% dintre respondenți spun de părere că discriminarea pe criterii de vârstă, ce spuneam puțin mai devreme, și dezabilități psihice.
ocupă locul 2 iarăși în această ordine a importanței. Circa un sfert dintre participanți la studiu au indicat 4 criterii de discriminare, care au o importanță radicală, ridicată în România. Dezabilități fizice, deci altă formă, HIV-SIDA, orientare sexuală și, în ultimul rând, sexul. Pe bază etnică, într-adevăr, aici sunt împărțite. Pe de-o parte spun că ați văzut în seturile de întrebări că etnia romă, într-adevăr, este discriminată, în special discriminarea pe piața muncii. Se adaugă la școală, școală și la spitale, da. Dar, pe altă parte, în alte seturi de întrebare spun că, totuși, acestea au mai multe drepturi decât populația majoritară. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea că aceste... Apropo de discriminarea pozitivă, de acțiuni afirmative, tocmai asta se încearcă și pe viitor să se accentueze. Și această diminuare a discriminării pe bază etnică tocmai se poate face prin aceste acțiuni afirmative. Dăm câteva exemple de acțiuni afirmative. În primul rând, pentru romi, știm foarte bine că avem acele locuri speciale la liceu, la facultate. Știm foarte bine că au fost și câteva locuri la doctorat, tocmai pentru a închide puțin acest cerc al educației. Apropo de piața de muncă, aceste acțiuni și care se referă nu numai la cei din populația română, ci și la cei din populația majoritară, dar în lipsa locurilor de muncă, acele acțiuni care se fac la nivel județean, campaniile respective, care aici probabil că trebuie să lucreze mai mult, trebuie să fie absolut toate slujbele, toate ocupațiile, pentru că foarte mulți vin cu aceste slujbe cu nivel superior de educație, cu universitate, cu toate că de obicei aceste campanii vin de obicei cei care nu au slujbe, deci care sunt șomeri și în special de la mediul în jos. Este o discriminare pozitivă care poate că ar trebui amplificată, pentru că se face foarte rar și aici probabil că ar trebui să fie o informare și vis-a-vis de societățile care ar putea să acapareze un număr cât mai mare de societăți comerciale care dau posibilitatea angajării. Vreau să vă întreb care sunt principalele obiective ale strategiei pentru prevenirea și combaterea discriminării, referindu-mă aici la sectoarele, domeniile către care este îndreptată atenția în mod deosebit, către ce spațiu public, dar politic, nu numai pentru mass media. Pentru absolut totul. Pentru că știm foarte bine că avem și mass media și chiar am avut de curând o petiție în care trebuie să avem grijă vis-a-vis de respectarea drepturilor omului versus libera exprimare. Trebuie să avem foarte mare grijă și aici am încercat să dăm câteva nuanțări și pentru mass media, dar și pentru politicieni, apropo de refugiați. Știm foarte bine că au fost foarte multe cazuri în care politicienii au vorbit despre refugiați sub forma peorativă, discriminând, bineînțeles, și tocmai am încercat să dăm un comunicat de presă în care le-am recomandat politicienilor să diminueze astfel de discursuri. Vis-a-vis de media, îmi cer scuze, la fel, trebuie să avem foarte mare grijă și mass media trebuie să aibă grijă să respecte, în primul rând, drepturile omului. Pentru că am avut de curând un caz, o speță, în care un reporter spunea: nu, domnule, eu doar am preluat un mesaj din eter de pe un site și eu nu am făcut altceva decât să arăt ceea ce spunea persoana respectivă. Este clar discriminare, pentru că trebuie să aibă, indiferent cei reporterii sau site-ul respectiv care dă astfel de mesaje,
trebuie să aibă grijă să nu cumva să discrimineze, să nu cumva să încalce drepturile omului și, bineînțeles, legislația românească. Doar că legislația românească la acest capitol încă nu este bine pusă la punct cu privire la mesajele postate, comentariile postate pe internet. Aici este cumva o libertate quasi totală de exprimare, aici o libertate că... care se confundă cu instigarea la ură rasială, exact. La violență. Aici trebuie să lucrăm apropo de informare. Legislația totuși este foarte bună, să știți, în România, în comparativ cu alte țări, poate chiar. Dar implementarea, ca de obicei, în România este puțin mai, sau lasă de dorit. Tocmai de aceea am zis eu că este nevoie de aceste informări atât în comunități, atât în societatea civilă, dar și în, pentru că facem în continuare, avem diferite proiecte în care avem sesiuni de informare pentru funcționarii publici, pentru procurori, pentru judecători, pentru cei din poliție, și, bineînțeles, chiar și pentru cei funcționari din penitenciare, care lucrează în penitenciare. Deci aici trebuie să, eu zic, legislația este bună. Evident că este nevoie de o completare și încercăm de fiecare dată să completăm această legislație și chiar am cerut acest lucru clar în noua lege, în această propunere legislativă, a ne da posibilitatea să intervenim în legislația românească, acolo pe toate palierele, în toate domeniile societății noastre, în legislația respectivă să diminuăm într-adevăr aceste forme de discriminare, să punem la punct aceste legi pe domeniile respective, dar bineînțeles versus strategia de națională de discriminare. Și totuși insist, pentru că din cunoștințele mele, legea nu prevede sancțiuni sau o modalitate clară de control în ceea ce privește mesajele postate pe internet, comentariile lăsate pe site-urile anumitor publicații. De foarte multe ori, într-adevăr, sunt mijloace de control, ni de se control spune, legal. Aici nu noi suntem cei care facem acest lucru. Noi nu putem face decât recomandări și asta am făcut-o într-adevăr pentru a se îmbunătăți această legislație. Aici bineînțeles că cei în domeniu sunt cei îndrăgiți să facă aceste modificări. Și vă mai dau un exemplu, binecunoscut site de socializare, cel mai cunoscut din lume, nici nu este nevoie să menționez numele, are o politică de sancționare a mesajelor sau de filtrare a mesajelor de care filtrare. Instigă la ură foarte slabă. În mai multe cazuri au fost raportate mesaje din care citez asta, moarte tuturor, da. Și așa mai departe. Răspunsul venit de la administrator a fost nu, acestea nu sunt mesaje rasiste, xenofobe care se instige la ură, când de fapt era limpede că așa, aici așa fiecare erau. Legislație națională trebuie să coreleze acea legislație cu legislația europeană. Recomandările sunt făcute, exact cum spuneam, și de aceste rapoarte ECRI la nivel național, diferitele țări. Este valabil și la nivel internațional, încă nu se, cum spuneți dumneavoastră, nu se dau aceste amenzi usturătoare care să le dea posibilitatea să nu mai facă a doua oară. Dar nici la fel ca și la noi în legislația românească nu putem depăși anumite cuantumuri, nu putem să atingem, apropo de libera exprimare. Și aici trebuie să vedem, într-adevăr, trebuie să avem mai multe astfel de sesiuni cu societatea civilă, cu media, cu cei din instituțiile publice, a înțelege cum să trăim fără a ne împunge, fără a ne atribui diferite apelative
mai mult sau mai puțin discriminare. Aici cred că trebuie să mai avem mult de învățat și poate că aici media, mass media, are un cuvânt foarte important și sper eu că, bineînțeles, și cea scrisă și cea vorbită va avea posibilitatea să schimbe această mentalitate ușor, step by step, pas cu pas, pentru că nu se poate peste noapte, dar zic eu că recomandările pe care le-am făcut noi la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării către celelalte entități guvernamentale vor avea un câștig de cauză pentru societatea românească. Domnule Dincă, vă mulțumesc pentru prezența alături de noi astăzi de dimineață, iată, la Un Ceai cu Rom. Pe finalul discuției, dacă mai aveți ceva de adăugat, vă rog. Am rugămintea ca de fiecare dată și aici vreau să fac o completare și vis-a-vis de ceea ce am spus eu că voi face la începutul mandatului meu din aprilie. Și am spus că este nevoie de o informare, cum spuneam mai devreme, la nivelul societății. Și sper eu că în următoarea perioadă vom avea posibilitatea unui elaborării unui proiect care să punem în valoare resursa umană Roma. Și aici vorbim de mediatori sanitari, mediatori școlari, experți din cadrul primăriilor, prefecturilor, bineînțeles, profesorii de limbă română, inspectori și, nu în ultimul rând, ceilalți reprezentanți ai etniei române în diferitele administrații publice și naționale, bineînțeles. Pe de o parte, aceștia trebuiau să fie informați, iar pe de altă parte să aducă la cunoștința Consiliului pentru Combaterea Discriminării diferitele forme de discriminare și, bineînțeles, aceștia ar trebui să îi ajute pe cei din comunitățile rome, că vorbim despre romi în primul rând, să întocmească această petiție și a o îndruma către CNCD. Este un lucru foarte important care sper eu că îl voi putea pune în aplicare, pentru că este nevoie, sunt încă forme de discriminare, sunt încă forme de segregare și atunci nu putem rezolva aceste sau de rezolvat este foarte greu, dar cel puțin va trebui să diminuăm foarte mult aceste forme ale discriminării. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Stimați telespectatori, încheiem aici rubrica La un ceai cu Rom. Rămâneți alături de noi pentru că emisiunea merge mai departe.
În câteva momente o cunoașteți pe Cristina Banu, adolescenta care pictează icoane pe sticlă cu răbdare și încredere că aceasta este menirea ei. Cristina este romul care schimbă lume. Descoperim meșteșugurile romilor din Vidra. Rămâneți alături de noi pentru că urmează chestiuni rome, după care muzică, muzică și muzică! Așa, și îmi povestește omul ăștia, sunt informați, zita, că toată impresia că au făcut facultăți, în sfârșit unii dintre ei. Așa. La un moment dat, din vorbă în vorbă, ajunge la chestia cu romii, neromii, așa. Și el mi-a zis, domne, rom sau român pentru mine nu contează. Omul să fie om. Corect. Și în momentul ăla zic, domne, schimbă traseul, că ai luat iar pe traseu greșit. Și? Bagă ăsta, omul, bagă într-a treia, schimbă, face la treia. Stai puțin, Sorin Sandu. Vreau să văd neapărat rubrica Romul care schimbă lumea. Și te-ai gândit bune... de la mine cu romul? Da, pe bune revenim la tine și dar nu mă mai întrerup. Nu te mai întrerup. Hai că mai am puțin și ajungem la final. Romul care schimbă lumea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge-mi fără de legea mea, mai vărtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunoști păcatul meu, înaintea mea este pură, ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut. Doar credința a ajutat-o să meargă mai departe. Lacrimile și rugăciunile i-au adus mereu cea mai dulce alinare, atunci când viața nu i-a fost tocmai ușoară. Cristina Banu locuiește în comuna Tâmboiești, din județul Vrancea, și adoră să picteze icoane pe sticlă. Fetița are o poveste de viață care ar putea fi un adevărat model pentru oricine. Provine dintr-o familie care trece prin multe greutăți. Acest lucru nu o împiedică însă să spere că într-o bună zi visul ei va deveni realitate. Vrea să picteze sfinți pe pereții unei biserici. Dintr-un vis, așa, parcă mi s-a părut că o să ajung, cum să vă spun, undeva sus. Și am povestit, am fost la biserică la preot și preotul a încercat să mă ajute cu schițe, cu mă duceam duminica la biserică și îi arătam dumnealui și mi-arăta unde am greșit, îmi spunea cum trebuie să fac și m-a ajutat efectiv foarte mult. Cristina este de mică o persoană foarte credincioasă. Fata și-a descoperit pasiunea în urmă cu 3 ani, chiar în preajma unei mari sărbători, de Sfântul Ilie. De când pictez din clasa 7, așa. Da, țin și posturile, îmi place să merg la fiecare sărbătoare la biserică. La biserică spun și crezul și Tatăl nostru. Și preotul mă cinstește cu câteva iconițe sau medalioane la gât. În prezent, fetița e elevă în clasa a 10-a a Colegiului Tehnic Valeriu Decotea, din Focșani. Ea este mândră că și copiii de la școala unde învață sunt impresionați de picturile ei. Și ei au rămas uimiți când au văzut că au așa colegă în jurul lor. Și diriginta a rămas foarte uimită când a văzut că, uite, în clasa 9-a, în sfârșit mi-a venit în clasă un elev care face icoane. Ei mă privesc ca un om credincios, un om talentat, un om sensibil și un om respectat. Cristina povestește că inspirația pentru pictură apare doar datorită credinței și rugăciunilor. Aici e Maica Domnului Portărița. Este convinsă că, fără sperenie, nu ar putea picta chipuri sfinte. Păi înainte de a începe o fiecare icoană, întâi mă așez în genunchi și spun câteva rugăciuni sau fac un canon de pocăință și după aia încep. Că altfel nu cred că mi-a reușit. Adică întâi trebuie să mă pregătesc puțin și după aia. Am mai pictat încă niște îngeri. Este Sfântul Vasile cel Mare. Este Sfântul Petru și cu Iisus, cu Mântuitorul, când vine pe barcă cu peștii. Deși au o situație materială delicată, de-a lungul timpului părinții fetei au făcut eforturi imense pentru a o ajuta să-și urmeze talentul. Noi suntem 4 frați, 2 fete și 2 băieți. Eu sunt cea mai mare. Ce bani strângeau, îmi dădea mie. Adică să lăsa și de tot în casă ce trebuie și îmi dădeau mie. Ar vrea ca să mă vadă deplinând visul. Mai mult noi pentru ea am muncit.
altfel făceam și noi casa asta, mai unii muncim banii acolo, ducem la școală. Da, așa cât că eu dată așa mă închis la Dumnezeu, Doamne, unde mai am puterea asta așa, ți patru copii. Câteodată așa vin să plâng, da? Mă simt așa prea săracă, nu prea avem așa. Ea, ce prea inima ei? Ce vrea ea? Că nu mă forțez mămică sau pe legea asta, ce vrea ea? E mai mult cu icoanele astea să-ți bate. Deodată așa zicem, păi mămică, ne-a dorit și noi o casă să avem și noi, că suntem prea amărâți. Ne culcăm înghemuiți câteodată. Mă gândeam câteodată, n-avem nici mâncare în casă câteodată. Pentru că ziceam, Doamne, să ce bani fete, că vine săptămâna, să oprim ei. O vrea Dumnezeu să ce noroc are în viață, cum noi pentru ea muncim. De mică picta, tot la fel picta, cum acum de mic așa. Și mi-mi place de acum să duce la școală, la tot ce este. Eu am muncesc pentru ea, toată iarna a fost zăpada mare, am dus-o acolo, vineam dimineața sau ceam seara, ceam. Susținerea celor din jur a fost și este în continuare cea mai importantă. Părinții și preotul comunei nu sunt singurii care au simțit că fetița are un talent înnăscut. Unul dintre oamenii inimoși din localitate a ținut cu tot din adinsul să o ajute și el pe fetiță. Până nu demult, drumul până la școală al fetei era o corvoadă. Pe frig sau pe ninsoare, mai bine de o oră și jumătate, Cristina trebuia să parcurgă pe jos zilnic kilometri întregi până la strada principală care duce la școală. Din fericire, asta nu se va mai întâmpla. Chinul fetei a luat sfârșit datorită unui om cu suflet mare. M-am hotărât să o ajut și eu cu ce se poate, așa, strictul necesar și păi. O să-i asigur gazda fetei la Focșani și niște cheltuieli care mai sunt necesare pentru un copil, că părinții chiar nu au condițiile ca ea să facă naveta la Focșani, ar fi fost aproape practic imposibile. Cristina este o fetiță extraordinară, o cunosc de când era la clasa 1, la noi la școală. Eu sunt venită în anul 1985 în această comunitate, în această localitate. Și întotdeauna mi-a plăcut că are un vis de îndeplinit. Îi place foarte mult să picteze, după cum ați vorbit și cu ea. Și atunci întotdeauna am ținut legătura cu școala, la liceul unde a mers. Practic, acolo la școală are și o expoziție, are în clasă făcut, deci doamna dirigintă a vrut să mediatizeze talentul ei. Și eu admir copiii care vor să meargă mai departe și să-și îndeplinească un vis la ea, de exemplu, pictura. Și echipa emisiunii Și eu m-am născut în România a premiat-o pe Cristina, oferindu-i culori, pensule, rame pentru pictură, dar și îmbrăcăminte și o pereche de ghete pentru a merge la școală. Cristina, hai că am și o surpriză pentru tine. Deci te din partea Partidei Romilor și a emisiunii Și eu m-am născut în România. În primul rând, o diplomă, ține tu diploma, pentru meritele tale deosebite. Mulțumesc mult! Aici ai niște rame speciale, că am văzut că... Uite, ia, ajută-mă tu să le punem aici. Sunt foarte bune, deci m-ați lăsat fără cuvinte. Cristina este convinsă că ambiția și pasiunea de a picta o vor ajuta să ajungă departe, iar visul ei se va îndeplini într-o bună zi. Și mai știe ceva, că asta nu se va întâmpla decât cu ajutorul forței divine. Când pictez așa și mă gândesc, când doresc, adică cu acest talent să îndeplinească, într-un fel să merg la o școală în care să desenez, să învăț lucruri mai noi și să reușesc cu acest talent. Mă văd pictând biserici. Îmi place foarte mult partea de biserică. Cu voința lui Dumnezeu, reușești. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inimă înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionul, să zidească zidul Ierusalimului, atunci le bine voi jertfa dreptății prin oțul și altele de tot, atunci le pune pe altarul tău viței.
lector universitar în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, secția de Limba și Literatura Romanii. Delia Grigore a obținut în urmă cu 11 ani titlul academic de doctor în arte vizuale, specializarea etnologie-etnografie. Teza de doctorat a purtat titlul Romanii Pen, cutume de familie în cultura tradițională romă. Cercetătoarea limbii și culturii rome, Delia Grigore este totodată activistă pentru drepturile acestei minorități. Delia Grigore este omul săptămânii la Și eu m-am născut în România. Zi, domnule, așa, am trecut de ceinăria respectivă. Băi, le merge ăstora gura, sunt atât de informați, îți dai seama că ei vorbesc când cu unul, când cu altul, normal, oameni de caractere diferite. Și îi spune atâtea chestii peste chestii. Domnule, stai puțin, bagă puțin accelerație, nu, domnule, că nu pot să încalc regula. Da. Și tot chestii, tot chestii. Am înțeles, stai puțin, Sorisa, stai puțin. Vedem chestiuni rome adevărate, după care revenim la tine să ne mai povestești, că, pe bune, n-am înțeles nimic. Dar nu m-ai oprit atât. Deci, fii atent, chestiuni rome, dragi prieteni. Și revenim. De-a lungul anilor, despre romii și cultura supraviețuirii lor s-au spus și s-au scris multe. Asta și pentru că povestea lor nu este una unitară, precum e cea a altor popoare europene. Neamurile de romi sunt adesea extrem de diferite și țin să-și sublinieze diferențele. Mulți dintre etnici se definesc prin vechile meserii tradiționale pe care le-au păstrat cu sfințenie din moși strămoși. Mai mult decât atât, aceștia se încăpățânează să își câștige traiul zilnic doar de pe urma acestor meșteșuguri. Comunitatea de romi căldărari din apropiere de Târgoviște este un bun exemplu în acest sens. Femeile de etnie romă de aici nu își cumpără niciodată haine din simplul motiv că și le fac singure. În vârstă de 41 de ani, Mioara și nurorile ei își cos cu mândrie fustele tradiționale. Din mâinile lor, metri întregi de materiale colorate se transformă în fuste, bluze și șorțuri deosebite. Nicolae Matei, de pildă, în vârstă de aproape 80 de ani, face linguri de când avea doar 7 ani. Acesta reușește să realizeze câte 30-40 de linguri pe zi, iar apoi le vinde la târgurile și bâlciurile din țară. A trăit o viață întreagă din prelucrarea lemnului. Chiar și acum își câștigă existența doar din ceea ce face din lemn. Să nu uităm de ceaunarii din comuna Bratei, județul Sibiu. Aceștia și-au făcut un mod de viață din realizarea cazanelor, a ceaunelor, pe care le vând apoi la prețuri deloc mari. Asta, deși fabricarea obiectelor necesită multă îndemânare și migală. În drumurile făcute prin țară, echipa emisiunii Și eu m-am născut în România a întâlnit și comunitatea de romi din comuna Vidra, județul Vrancea. Deși zona este una săracă, romii de aici se încăpățânează să își ducă existența tot de pe urma meseriilor tradiționale, pe care le-au învățat din tată în fiu. Romii în Vidra se ocupă cu mai multe lucruri. De exemplu, se ocupă și cu fabricarea cărbunelui, de grătar, de centrale, se ocupă și cu coșuri de struguri și cu coșuri de rufii. Deci toate lucrurile care le-au moștenit de la părinți le pun în practică astăzi. Meserii tradiționale păstrate de la părinți și sperăm să le ducem mai departe. Cu copiii noștri, cu nepoți, sperăm ca și ei să fie înclinați spre această tradiție. Comunitatea romilor din Vidra este de peste 500 de persoane. Mulți dintre acestea își duc traiul zilnic de pe urma realizării de cărămizi. Aici ne-am născut, am trăit aici și cu meseria asta putem să ne întreținem și noi. Da? Mai exact, ce faceți? Faceți cărămizi? Facem cărămizi, da. Cărămizi. De câți ani faceți? De la 14 ani fac cărămizi. Unde? Cu ce, unii? Ce servici? Chiar de, ne duceam la o școală mai mare cu unii. Cine? Noi prea puțin primească sau să avem bani să unii să ne intrăm la un servilor. E cât asta. Asta e meseria noastră. De unde ați învățat? Povestiți-mi un pic. De la tata, de la mama. Ei au făcut. Din strămoși. Părinții noștri, bunicii noștri au făcut. Cu asta ne întrețin.
Dar nu avem un vinit, doamnă, hai, trebuie să așteptăm așa. Cărămida care e acolo e tocmai din iunie. Da, este, normal că da. Și oricine știe să facă, oricine, chiar dacă sunt oricine. Le-am obișnuit din bătrâni, din moș strămoș, să facem, să putem să ne câștigăm o rezistență la copii și nouă, să putem să avem cu ce trăi din pământ, chiar dacă e munca grea. Da, da, iată că n-ai cui, o ții așa și vine la 2-3 luni și o ia. Bine ar fi să fie o fabrică. Să poată să facă și ei mici, și ei mari, și ei bătrâni, să trăiască toată lumea. Copiii mei ar să facă și ei și nepoți, tot așa la rândul lor, ca să aibă cu ce trăi. De cele mai multe ori, procesul fabricării cărămizilor este unul anevoios. Sunt mai multe etape prin care se face, cum ar fi, de exemplu, să aduce pământul, apoi să moaie, să bate bine ca să lege să facă pasta, apoi să pune la tipare și să toarnă pe arii. De pe ce s-a turnat pe are, la o zi, două, când s-a întărit un pic, se ridică în dungă, apoi de acolo se ia, se trece, se așează într-un banchet la stoc să se usuce. După ce s-a uscat, se așează la cuptor. Cam asta este etapele, sunt mai multe, 3-4 etape de fabricare a cărămizei. Vârstnici sau nu, toți membrii familiei au aceeași ocupație și nu se plâng de nimic, oricât de greu le-ar fi. Asta din simplul motiv că vor să muncească. Păi dacă e cald din luna numai, până dacă era, nu dădea ploile și așa cum noi făceam cărămidă, luna la septembrie. Numai dacă am avea așa o suprafață, un acoperiș, așa cum s-ar zice, să fie o hală, așa, acolo turnăm, că se usucă cărămidă. Dar așa, dacă vine ploile, nu putem. Toată familia lucrați la cărămidă? Eu și fetele mele și nepoți, nu sunt ni duci. Lucrăm gătii cu lut. Și lutul cumpărăm pământul. Cumpărăm, că în orice pământ se face cărămidă. Și băie, cum e băietul mititel? Nepotul ne-o le strânge, le ridică pe cant cărămida când s-a întărit și îmi ajută. Pun pământul pe nisip, da. Și după aia îl pun într-o tipar. Și știi și tu să faci? Da. Da? Aceasta nu este singura ocupație a romilor din această zonă. Cu ce vă ocupați aici în vidă? Păi, cu cărbuni, cărămidă. Deci cumpărăm lemnul, după ce îl cumpărăm, îl facem cărbuni, după care noi trebuie să-l vindem. Dă prea puțin, noi, după sărăcia care o avem noi aceea, noi suntem mulțumiți și cu puținul, pentru că asta e situația. În aceeași comunitate de romi, nu puțini sunt cei care își câștigă pâinea cea de toate zilele făcând coșuri din nuiele. De cât timp faceți coșuri? E veche meseria, e de mult. Dar nu fac continuu, e în sezonul ăsta. Când nu e material pe aici, pe coalea, că nu prea este. Da, mai facem, nu știu, coș pentru porumb, pentru... Anumite, poate să pună și mere, ce vrea omul. Na. Face cărămidă, doamne, mai face cărbun ca să poată trăi, că altfel ce să facem? Copii, părinți, bunici, pe toți aceștia îi leagă un singur lucru. Trăiesc doar de pe urma meșteșugurilor tradiționale învățate din tată în fiu. Asta deși în prezent aceste meserii nu mai sunt la fel de apreciate ca altădată. Ceea ce este sigur însă e că poveștile cu și despre ocupațiile romilor vor mai exista și peste ani și ani de zile. Așa, zi, domnule, zi că m-ai nebunit. Păi, dacă nu mă asculți, păi ascultă-mă. Păi zi odată. Deci fii atentă. Cu o intersecție înainte de a ajunge unde trebuie să ajung la redacție acolo. Așa. Pac, semaforul roșu. Așa. În momentul ăla toată lumea oprește, că la roșu oprește. Logic. Pac, imediat în dreapta noastră o mașină decapotabilă. Văd ce mașină. A? Așa, cu muzica dată la maxim. Ia, stai puțin. Păi era dată la maxim. Da, domnule, am înțeles, stai puțin. Deci fii atent. Urmărim muzică, după care revenim la tine și ne mai povestești, da? Bine. Bașaven Romale.
aseară am cumpărat o haină de om sărac, ca să o îmbrac câteva zile, să umblu străin prin lume. Aseară am cumpărat o haină de om sărac, ca să îmbrac câteva zile, să umblu străin prin lume. Am văzut plângând bogații, plângând mai rău ca săracii, plângând mai rău ca săracii. Își împărțau pâinea ca frații și-am mâncat cu ei plângând, mai fericit ca oricând. Dar am văzut și săracii își împărțau pâinea ca frații și-am mâncat cu ei plângând, mai fericit ca oricând. Dumnezeu cât e de mare, nu a dat din întâmplare, nu a dat din întâmplare. Ca să nu iau-o, mult bogat, mai mult ca o, mult sărac, mai mult ca o, mult sărac. Ardei focul de dușman, mă, toată viața le-am dat bani, mă, le-am crescut copii mari, mă, și acum sunt mare dușman, mă. Ardei focul de dușmani, știu să-mi plătesc în bani, mă. Le-am dat bani și meserie și tot poartă dușmănie. Of, of, inimioare, inimioara mea. Of, of, inimioare, ce Doamne cu ea. Fă-o bună, n-o fă rea, ai grijă, Doamne, de ea. Ai grijă, Doamne, de ea, inima mea. Fă-o bună, n-o fă rea, ai grijă, Doamne, de ea, ai grijă, Doamne, de ea, inima mea. Ce credea dușmanii mei, că mă bag slugă la ei, mă. Eu și cu nevasta mea, să le muncească sărmana.
iar Dumnezeu ca un sfânt mă. Lor pe plac nu le-a făcut om, a făcut pe placul meu om, să mă mai răzbun și eu mă. Of, of, inimioare, inimioara mea. Of, of, inimioare, ce Doamne cu ea. Fă-o bună, n-o fărea, ai grijă, Doamne, de ea. Ai grijă, Doamne, de ea, inima mea. Fă-o bună, n-o fărea, ai grijă, Doamne, de ea. Ai grijă, Doamne, de ea, inima mea. Dar avea dușman putere, m-ar tăia, m-ar face lemne, mi-ar vinde carnea cu gramul, sângele cu kilogramul, sângele cu kilogramul, ca să mi se stingă neamul. Dar Dumnezeu ca un sfânt, lor pe plac nu le-a făcut mă. Of, of, inimioară, inimioara mea. Of, of, inimioară, ce Doamne cu ea. Of, of, inimioară, inimioara mea. Of, of, inimioară, ce Doamne cu ea. Fă-o bună, n-o fărea, ai grijă, Doamne, de ea. Ai grijă, Doamne, de ea, inima mea. Fă-o bună, n-o fărea, ai grijă, Doamne, de ea. Ai grijă, Doamne, de ea, inima mea. Așa, zi dragă! Așa, și ajungem, trecem de semaforul ăla roșu, ajung repede la redacție, urc în cea mai mare viteză, liftul, lift era, bună ziua, sărut mâna, am ajuns, ajung la noi în redacție. Ia, stai puțin, stai puțin. Dragi prieteni, nu uitați să ne trimiteți în continuare like-uri pe pagina de Facebook a emisiunii noastre. Așteptăm și părerile dumneavoastră în legătură cu emisiunea, acolo găsiți și poze cu noi, așteptăm like-urile dumneavoastră și comentarii. Așa. Comentarii multe, dragi prieteni, acestea fiind spuse, eu vă spun, di casa men o sau atocavel, acele de Floresa. Până săptămâna viitoare, toate cele bune. Te avem bactale romale. Sorin, zi povestea. Uita, nu mai pot să spun, mă grăbesc, s-a terminat, da? Mă grăbesc, mă așteaptă taximetristul, te pup, pa! Doamne, ferește! La revedere, dragi prieteni!